Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitata noastră de astăzi este ministrul în exercițiu al sănătății, doamna Viorica Dumbrăveanu. Doamna ministru, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiune. Bună seara! La mulți ani, în primul rând, știm că era fost ziua dumneavoastră de naștere. Mulțumesc! Felicitările noastre, doamna ministru! Dar sărbători de sărbători, dar realitatea realitate. Așadar, prim-ministrul țării Ion Chicu a anunțat ieri demisia sa, ceea ce înseamnă și demisia automată a membrilor cabinetului de miniștri, dar legislația spune că miniștrii pot rămâne în funcție până la numirea unui nou guvern, dar iată astăzi după masă, în urma întrevederii premierului Chicu cu președintele Maia Sandu, el a anunțat că va munci în calitate de prim-ministru interimar până pe data de 31 decembrie și tot până pe 31 decembrie mai rămân în funcție dumneavoastră, ca ministru interimar, domnul Serghei Pușcuță și domnul Anatolu Satei. Exact până pe 31 decembrie. Ei ca ei. Dumneavoastră, de ce ați decis că lucrați doar până pe 31 decembrie și nu mergeți mai departe în funcția asta până să investești un alt guvern? Bine, eu de fapt am venit în funcție de ministru de comun cu premierul Chicu. Și este corect în cazul dat retragerea mea din funcție și din poziția respectivă de ministru împreună cu domnul prim-ministru Chicu. De ce? Pentru că în tot acest timp, gestionarea crizei pandemice, soluționarea problemelor de ordin social s-a realizat printr-o coordonare, printr-un suport care a fost oferit, ori în condițiile care se creează, deci exercițiul funcției este imposibil pentru că în cazul dat este nevoie de o ghidare, este nevoie de o fundamentare a deciziilor pe care le iai și pe aceasta mi bazez și mi argumentez decizia de a mă retrage începând cu data de 1 ianuarie, de fapt. Mm-hmm. Noi am citit comunicatul de presă a domnului Chicu și n-am înțeles un lucru. El spune că va fi premier până pe 31 decembrie. Președintele țării, Maia Sandu, urmează să desemneze un premier interimar începând cu 1 ianuarie din componența actualului guvern, da? Din actuala componența guvernului. Da, într-adevăr, legea cu privire la guvern, deci dacă așa se vrea politic asigurarea exercițiului de către actualul guvern până la numirea unui alt guvern, deci urmează să fie asigurat interimatul funcției de prim-ministru de către un viceprim-ministru. În cazul în care se retrage domnul Pușcuț, care deține această poziție, clar că în condițiile legei următorul candidat pentru poziția respectivă este deci, viceprim-ministru pentru reintegrare. În cazul unui refuz, deja, conform iarăși legislației, interimatul funcției poate fi determinat pentru cel mai experimentat, în cazul dat, n-am să zic, cel mai vârstnic, așa, ministru. Dar cine, doamnă, cel mai vârstnic ministru? Cel mai experimentat este domnul Găiciuc. Adică dacă domnul Pușcuț a zis că stă până pe 31, prin urmare el nu poate fi premier interimar, doamna de la reintegrare, dacă refuză, dar dacă nu refuză, ea va fi premier? Dacă nu refuză, ea, da, sigur. Și dacă ea refuză, domnul Găiciuc devine prim-ministru al țării de la 1 ianuarie. Dar sigur că astea sunt deja, astea sunt prevederile legislației, dar asta este o prerogativă care îi aparține președintelui. Da. Ea având prerogativă, ea nu poate să mă numească pe mine premier interimar. Exact, în condițiile legii. Exact. Mm-hmm. Și dacă domnul Găiciuc refuză, mergem așa, cine mai mic, da, cine mai experimentat, în jos. Bine, probabil că în experiența așa politică a Republicii Moldova astfel de situații n-au fost, se vor examina, reieșind din circumstanțele care se vor crea. Dar sigur că trebuie să fie desemnat oricum un prim-ministru interimar în cazul dat. Așa. Dar dumneavoastră până la 31 decembrie, acum fiind guvernul demis sau demisionar, aveți aceleași atribuții sau gata? Nu, deci iarăși în condițiile legislației noi avem niște atribuții limitate, limitate și din punct de vedere financiar și din punct de vedere deci, administrativ, ceea ce ține de numiri în funcții, în condițiile date de ce rămân până la terminul vizat, este condiționat de faptul că totuși urmează a fi duse lucrurile până la capăt, este vorba de salariul angajaților ministerului, este vorba de încheierea anului bugetar, și multe alte aspecte care cu adevărat aș vrea ca și conducătorul acestei instituții să le duc până la bun sfârșit.
Doamna ministru, dar marți 22 decembrie, domnul Constantin Râmiș, domnul Alexandru Holostenco, doamna Nela Rusu, doamna Julicheta Popescu, toți secretarii de stat, toți cei patru secretari de stat la Ministerul Sănătății, au plecat și ei. Asta voi i-ați dat afară pe ei? Sau ei au plecat binevoi? În primul rând, haideți eu să fac o clarificare, pentru că a fost și în presă, deci informații denaturate, s-a manipulat opinia publică pe fondul respectiv, că sunt funcționari publici, că sunt obligați ca să-și exercite mandatul de secretar de stat, dincolo de toate aspectele. Eu aș vrea să revin la cea reformă administrației publice centrale. Vă aduceți aminte când au fost reorganizate mai multe ministere, inclusiv a fost fuzionat Ministerul Sănătății cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Atunci a fost o reformă esențială ceea ce ține de institutul secretarului de stat, care era cu statut, apropo, de funcționar public de conducere. După anumite modificări care au fost operate în vara anului 2019, secretarii de stat nu mai sunt funcționari publici, ei sunt cu funcție de demnitate publică. Este o diferență, da? Exact. Și ei vin și pleacă odată cu ministru. Deci eu vorbesc în cazul dat de secretarii de stat, care, apropo, funcția de demnitate publică, wow, și consilierii prezidențiali, și consilierii primului ministru, care vin și pleacă cu persoanele cheie. Ceea ce ține de aspectul că au fost impuși, nu au fost impuși, eu am discutat cu fiecare secretar de stat în parte. Chiar am încercat ca să coordonăm cine dintre secretarii de stat va prelua managementul ministerului în cazul în care, deci eu mă retrag din poziția de ministru. Vreau să vă zic, nimeni din secretarii de stat a zis că noi în corpore ne retragem din pozițiile respective, pentru că noi cu adevărat am format o echipă, noi am activat în echipa respectivă și nimeni nu mai vrea să mai treacă experiența din vara anului 2019, când pur și simplu secretarii de stat, printre care apropo eram și eu la acea etapă, au fost dați afară din funcțiile pe care le exercitau. Și în condițiile date, oamenii au decis exact așa cum au activat, cu demnitate, cu verticalitate, exact așa să se retragă. Apropo, nimeni nu poate învinui că noi nu am asigurat continuitate. Noi am identificat o persoană și eu țin să mulțumesc foarte mult noului secretar de stat care a fost desemnat de către guvern. Este o persoană cu experiență, apropo, atât în funcția publică, dar și o persoană care are o experiență anume în sistemul de sănătate. Și îi mulțumesc foarte mult pentru această responsabilitate, dar totodată noi am promis că vom acorda tot suportul și eu sunt gata atunci când va fi determinată formula politică, cine va asigura în continuare managementul, deci instituție, cine va prelua coordonarea la aspectele care țin atât de componenta socială, dar și de sănătate, absolut sunt disponibilă să vin să predau tot într-o ordine așa și omenească, dar și responsabilă, și la fel o vor face și secretarii de stat. Noi am promis tot suportul în continuare, noi nu ne retragem și, dacă îmi permiteți, vreau să spun că atunci când am venit în noiembrie în funcția de ministru, exact așa, deci secretarii de stat și-au dat demisia și am găsit un singur secretar de stat în cadrul ministerului care ne-a întâlnit și care la o săptămână deci, a depus cererea de demisie. Exact așa s-a procedat și în noiembrie anului 2019. Da, cinstit. Doamna rămâne, da, la minister? Da, este vorba de Tatiana Zatec. Este... Ministerul ăsta se numește Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Sănătății sau invers. El e o mașinărie extraordinară de mare. Doamna, înțelege ce responsabilități și ea pe capul ei într-o astfel de situație în care ne aflăm, eu mă refer la criza pandemiei. În primul rând, chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. În cazul unui secretar de stat, noi nu limităm competența ministerului la o singură persoană, precum se face în cazul deci, ministrului atunci când se fac anumite referiri. Într-adevăr, este o mașinărie, ați spus foarte corect. Ministerul este constituit și din secretar de stat, și din șefii de direcție care nu trebuie să fie ignorați, și din consultanții care sunt cu o experiență nemaipomenită. În plus, dacă ne referim la gestionarea crizei pandemice, să nu uităm punct focal care activează, apropo, și va activa și în continuare. Chiar dacă sunt sărbători, noi deja am stabilit la ce oră ne convocăm.
punct focal care este, la care participă și reprezentanții Organizației Mondiale Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, coordonarea intersectorială care se asigură. Adică lucrurile vor continua să meargă, dar clar că este nevoie să se consolideze rândurile și iată cei care până acum atât de discutat au dat sfaturi pe Facebook, eu fac un apel să vină și sfaturile să le implementeze în practică. Și eu cu mare drag, nu doar am să mă uit ca observator, dar când va fi nevoie mă voi implica și eu. Da, cinstit, eu vă înțeleg supărarea sau nervii pe asemenea comentatori pe Facebook, ei sunt mulți la noi, în toate domeniile, în funcție de problema care este. Dar cinstit, iată că mai să citiți comentariile, postările doamnelor respective, chiar niciodată n-ați spus că foarte bună idee, trebuie să o implementăm, într-adevăr. Chiar mulțumesc tare mult. Și dați un like acolo sau inimioară, nu știu. Chiar dacă nu aveți Facebook. Bine, eu am oricum pe Facebook pagina oficială. Da, cu inimioarele stau mai prost, pentru că și din lipsă de timp, și asta o zic așa foarte sincer. Dar am zis că atunci când cineva vine cu o critică constructivă, atunci când cu adevărat vin cu niște recomandări care pot fi implementate, sigur că ascultăm și sigur că ne străduim ca să le implementăm în practică. Dar atunci când vii cu o declarație, uite, eu vreau sau este necesar ca noi pe zi să facem 20.000 de teste, eu îmi cer scuze. În general nu înțeleg de unde se ia cifra, că e 5.000 cineva vrea, că vrea cineva 20.000. Eu nu zic haideți să ieșim din realități, dar haideți în cazul dat, nu pur și simplu că se vrea să se testeze masiv, dar vin concret cu recomandări. Cum poate fi realizat acest aspect? Acum am înțeles. Dar ce veți face de la 1 ianuarie? Cu ce veți ocupa? Bun, mai întâi sărbătorile, o dăm cu balul frumos, vine Crăciunul numărul 2 de 7, dar viața e viață. Trebuie să continuăm. Sunteți tinerică încă? Da, eu cu adevărat m-am gândit foarte mult ce fac, pentru că ritmul ăsta așa destul de alert te impune ca să menții totuși și de fapt de firea mea sunt destul de activă și nu-mi imaginez să stau foarte mult acasă cu adevărat, dar am o experiență de 19 ani în domeniul protecției sociale și îmi doresc foarte mult ca să-mi continui activitatea anume în acest domeniu. La moment nu sunt gata să vă spun unde anume mă retrag, am anumite planuri, anumite propuneri, dar este cert că voi rămâne să activez anume în domeniul protecției sociale în continuare. Așa, și continuând pe aceeași notă, care sunt cele mai mari regretele dumneavoastră, dacă le aveți, după acest mandat de ministru al sănătății? Dacă e să mă refer la regrete profesionale, sunt acele, haideți să spunem, imposibilități care ne-au impus deci de a realiza anumite lucruri, și anume regret că nu am reușit să reformăm și să consolidăm Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Noi am inițiat mai multe activități, inclusiv vedeți și consolidarea capacităților de testare a populației. Regret foarte mult că nu am reușit să ducem până la bun sfârșit acea reformă pe care ne-am propus-o noi pentru consolidarea sistemului spitalicesc și categoric nu distrugerea acestuia. Aș vrea foarte mult, da, știu că avem realizări esențiale, ceea ce nu s-a făcut și indiferent cine acum se dă cu critici, s-au mimat foarte multe majorări de salarii care nu s-au realizat. Noi am reușit ca să majorăm, deci timp de un an, cu 70%, dar vorbesc chiar cu adevărat 70% salariile personalului medical, dar n-am reușit acea dublare, adică să ajungem. Dar poate vom ajunge cu sănătate și vom vedea. Dacă e să mă refer, regret, dacă îmi permiteți încă un moment, am lăsat în umbră domeniul protecției sociale, pentru că circumstanțele m-au impus așa ca să mă concentrez mai mult pe componenta de sănătate. Deși nu pot să zic că nu am promovat, pentru că am avut recalcularea pensiilor, suportul financiar care a fost pentru militari, anumite deci, modificări sub aspect de consolidare a pensiilor de urmași. Dar oricum nu este tot potențialul valorificat în domeniul dat. Dar am regrete pur așa, umane. Și aici regret foarte mult că în pandemie am pierdut oameni, am pierdut colegi. Regret foarte mult că, într-adevăr, nu am reușit să atrag atenția corespunzătoare persoanelor din sistemul rezidențial care au fost la fel loviți de pandemie dată. Deci am regretele mele umane, deci care vor rămâne pe perioadă
îndelungată de timp. Acesta este regret cu care eu vreau să vă zic că îmi trăiesc în continuare. Bun. Dar de ce a demisionat guvernul? Nu să se înțeles până la urmă. Ori legislația țării nu îl obligă să demisioneze. Faptul că a câștigat Maia Sandu, asta nu înseamnă că guvernul trebuia să demisioneze. Domnul Chicu probabil v-a spus în privat. De ce a demisionat? Bine, haideți. Eu am să vorbesc acum ca ministru. Ca ministru, demisia a fost condiționată de faptul de a provoca anticipatele. Dar întrebarea respectivă, de ce a demisionat guvernul sau remarcele care se fac acum pe Facebook, uite, ne-am supărat, și-a luat jucărelele, apropo, nu e expresia mea, este expresia unui deputat. Din luna martie, vreau să vă zic, tot trăim cu sentimentul respectiv că trebuie să plecăm, pentru că este cerința care tot se înainta de politic, demisia guvernului. Deci sunt două momente, dar clar că politic se vrea provocarea alegerilor anticipate. Dar acum deja nu este pertinentă întrebarea de ce, pentru că am zis că din martie tot se solicită și se cere și se insistă, oricare protest n-ar fi fost, demisia guvernului. Ce respectiv, să vă da vorba aia, da? Respectiv, acum, haideți să nu mai adresăm această întrebare. Dar cine e deputatul respectiv? N-am să nominalizez, deci am un principiu moral, nu fac atacuri la persoană. Dar dacă noi vom avea alegeri parlamentare anticipate, deși eu nu înțeleg cum, pe bun, eu chiar nu înțeleg, dacă eu chiar aproape sunt sigur nu le vom avea, dar asta e altă istorie, noi să aveți candidat la funcție de deputat. Eu, la momentul actual, vreau să vă zic că m-am decepționat foarte tare în politică. Eu nu vreau să spun nu, pentru că a spune nu, asta înseamnă să asuma cu adevărat, deci, o responsabilitate și nici nu știi peste un interval de timp cum cineva o să spună că, uite, asta a fost declarația. Uh-huh. Dar vreau să vă zic că, iată, acum, dacă mă întrebați, acum vreau să vă spun că chiar nu vreau să aud de politică. Și chiar nu vreau să mă lansez în politică. Dacă ar fi fost o altă politică, o politică sănătoasă, și apropo, o politică în interesul cetățenilor, atunci eu, cu mare siguranță, v-aș fi spus că probabil că mă regăsesc în garnitura politică a unui partid, altui partid, deci indiferent, cu bilet de partid sau fără bilet de partid. Acum chiar nu sunt gata. Ok. Așadar, de azi avem un nou președinte al țării, doamna Maia Sandu. Personal, ce așteptări aveți de la domnia sa? Bine, am să vorbesc în calitate de cetățean. În primul rând, sigur că îmi doresc bunăstare pentru populația Republicii Moldova. Cu adevărat îmi doresc prosperitate pentru țară, dar totodată vreau să-i urez în mandatul dumniei succese și realizarea celor obiective pe care și le-a trasat, pentru că nu este o perioadă simplă. Dar de activitatea lui Igor Dodon în calitate de șef al statului, sunteți mulțumită sau dezamăgită? Acum am să vorbesc în calitate de ministru, dacă îmi permiteți, pentru că pe președintele Igor Dodon l-am cunoscut fiind în funcția de ministru. Pe tot parcursul acestui mandat, cu adevărat am avut suport din partea instituției prezidențiale, deci noi am avut o colaborare. Atunci când existau anumite dificultăți, deci ele se coordonau, soluțiile se identificau, de ce asta o să fie răspunsul pe care o să-l dau. Da, nu se implica el prea mult în activitatea, în gestionarea crizei la început, mai ales? Bine, eu cred în cazul respectiv că fiecare, deci atunci când există o situație critică, și mai ales la prima etapă, dacă vă aduceți aminte, încerca cumva să-și aducă plus valoarea în, deci, gestionarea crizei, în soluționarea problemelor. Aduceți-vă aminte, de la mic la mare, de la public până la privat, toți absolut, și eu aici chiar vreau să aduc sincere recunoștință, să-mi exprim și pentru deputații din opoziție care la acea etapă ne-au susținut, și mediul de afaceri, toți absolut încercau cumva să se ajute, pentru că toți erau speriați de această provocare, de această urgie. Și în condițiile date nu poți aprecia cine s-a implicat mai mult, cine mai puțin. Cei care au venit cu un suport corespunzător, deci, sau cei care au stat de acasă și au adus doar critici. Clar că greșeli s-au făcut, nu putem vorbi despre o pandemie, despre o criză, fără ca să nu se greșească, pentru că doar cel care nu face nimic nu greșește. Asta este o regulă de aur și nu este o regulă valabilă doar pentru criza pandemică. Haideți să vorbim și de această criză pandemică. Ea vreodată să încheie sau nu se mai încheie niciodată?
Bine, ați văzut probabil că deja nimeni nu mai pune problema și asta chiar e utopic atunci când se vorbea despre faptul că trebuie să avem imunitatea colectivă. Acum vedem că sunt cazuri de reinfectare, respectiv nici nu poate fi abordat subiectul vizat și în condițiile respective, deci șansa de a scăpa și o șansă destul de argumentată, fundamentată, o reprezintă vaccinul anticovid. Iată despre vaccinul anticovid, despre tulpina asta nouă care deja face ravage în lume, vorbim după câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așadar, doamna ministru, înainte de publicitate, vorbeam despre faptul că iată, apare o turpină nouă a acestui coronavirus. Ce știu iubiții noștri medici și specialiști? Ce e asta? Ce se întâmplă? Ce ne așteaptă iarăși? În primul rând, cu adevărat, noi am participat la câteva ședințe pe platforma Organizației Mondiale Sănătății, unde specialiști în domeniul sănătății publice au menționat că este vorba despre o mutație genetică a tulpinii, infecției COVID-19. Este mai contagioasă, deci această tulpină, este vorba de o creștere de 70%, ceea ce cu adevărat este un risc, dar mai grav este că această tulpină deja afectează mai frecvent tinerii și copiii. Ceea ce este mai îmbucurător totuși, că acel vaccin care a fost elaborat, dar clar că încă se realizează aceste studii, vaccinul este valabil atât pentru tulpina veche, dar și pentru tulpina nouă. Și aceasta este un moment așa mai pozitiv. Noi avem capacitatea de depista cazurile de COVID cu tulpina nouă? Nu avem. Nu avem și eu am să spun franc. Deci am întrebat colegii ce se întâmplă în cazul în care, deci pentru că noi vedem că în foarte multe țări deja din spațiul Uniunii Europene această tulpină a fost identificată, deci a fost depistată. Deci noi avem soluția, iarăși țin să mulțumesc acestui parteneriat și suportului pe care îl avem din partea Organizației Mondiale a Sănătății, deci ca să facem investigațiile corespunzătoare în cadrul altor laboratoare de referință, ca de exemplu, spuneau colegii, Copenhaga, deci ar fi. Deci nu avem capacitate. Deci ei revin la ceea ce am zis eu și de fiecare dată am fost bătuți anume pe filiera respectivă. Noi nu am mers pe contractarea privatului, pentru că foarte mulți ziceau de ce nu ați contractat privatul când vorbeam de testarea populației. Anume din aceste considerente nu am mers. Noi am mers pe consolidarea laboratoarelor publice. Pentru că eu am zis de fiecare dată, astăzi e COVID-19, noi mâine putem să avem oricare altă provocare și atunci iarăși suntem dependenți de privat. Deci în condițiile date, noi trebuie să ne dezvoltăm deci laboratoarele noastre publice, ceea ce nouă ne-a reușit la momentul actual, reșind din acea capacitate de testare a populației la care am ajuns noi, circa 4.000 de teste pe zi, dar clar că aceasta tot nu este cel mai bun rezultat, mai urmează mai fiindcă deschise două laboratoare, noi vorbim de un laborator din Soroca și din Comrat, deci de aceea noi trebuie să mergem pe dotare, noi trebuie să avem capacitățile noastre pe interior. Iată cu testele astea. Frații de peste Prut pe zi testează vreo 20-25 de mii și au vreo 5-6 mii. Noi testăm 4 mii și avem 1.000, 1.500. Noi pe cine testăm? Noi testăm pe ăștia care se adresează cu forme deja grave, adică când simt că sau nu grave de tot. Care e diferența dintre ceea ce fac ei, românașii, și ceea ce facem noi? Bine, noi tot avem protocoale în cazul Republicii Moldova care determină foarte clar care este tactica de testare. Nu e pur și simplu că astăzi Dumbrăveanu sau domnul Gonța vrea să se testeze. Deci cu adevărat există definiția de caz, deci trebuie să ai niște o simptomatică anumită, trebuie să existe niște criterii, fie că tu vii dintr-un focar, dacă vorbim iată de lucrătorii medicali, dacă există o îmbolnăvire a unui angajat, deci din cadrul unei secții, lucrător medical, respectiv trebuie să fie testați și ceilalți colegi pentru a preveni izbucnirea acestui focar.
Noi vorbim în cazul respectiv de persoanele care urmează fi internate, deci în secție, deci cu profil oncologic sau la alte intervenții chirurgicale care la fel sunt testate. Deci definiția de caz determină foarte clar pe cine testează. La momentul actual noi ne ținem de această definiție de caz, dar haideți să comparăm și numărul populației din România și testele care le fac. Haideți să comparăm numărul populației din Republica Moldova și testele care le fac. Și să nu uităm că noi am pornit la capacitatea de testare doar de 400 teste pe zi. Un singur laborator în municipiul Chișinău. De acum cât avem? Deci la momentul actual noi vorbim de 11 laboratoare, dintre care deci, noi avem 5 laboratoare publice și capacitatea care am menționat-o de până la circa 4.000 de teste, dar în momentul în care reușim încă cu acele două laboratoare pe care le-am menționat, deci noi să ajungem la o capacitate de 7.000 de teste pe zi. Adică dacă pe zi vin 30.000 de oameni la rând, noi nu putem fizic, nu avem cum să-i testăm, da? Haideți, eu vă mai deschid încă o paranteză. Să nu uităm, când s-a inițiat testarea populației, cât așteptau testul, inclusiv în țările vecine. Deci, 48 de ore. La momentul actual, noi am avut o singură deficiență, o singură dată când a existat o problemă într-un laborator. În rest, noi ne-am ținut întotdeauna de această perioadă de 24 de ore, nedepășind 24 de ore. Așa. Sfântul vaccin. Frații germani spun că au un biotech și frații americani zic că au Pfizer, da? Da. Ce știți despre aceste vaccinuri dumneavoastră? Bine, Pfizer-ul, vreau să vă zic, este practic așa, un vis irealizabil pentru Republica Moldova. Noi nu trebuie să ne uităm doar la vaccin, noi trebuie, deci, ca și prioritate, așa, noi trebuie să vedem absolut toate aspectele logistice. Aici vorbim și de procesul de transportare și ce aici ține de păstrarea acestui vaccin, deci lanțul frig care noi trebuie să-l asigurăm, deci în Republica Moldova. S-au atras atenție probabil acele frigideri care noi acum în plină pandemie dotam laboratoarele în NSP, pe când ele de mult trebuiau ca să fie dotate, deci la capacități mai mari. În condițiile date, sunt vaccinuri care au niște cerințe speciale de păstrare, transportare la minus 70 de grade și în condițiile date noi ne dăm bine seama că astea sunt niște condiții imposibil de realizat pentru Republica Moldova. Noi suntem deci, deja acceptați pe platforma GAVI, adică este vorba de Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizări. Apropo, noi nu am așteptat ca să apară un vaccin pe piață ca să venim cu această solicitare. Noi am făcut-o în vara anului trecut, am făcut această solicitare. Noi avem acceptanța, deci, pentru a fi asigurată Republica Moldova cu 20% din numărul populației cu vaccin anti-COVID. Noi am determinat grupurile țintă preferențiale din aceste 20%, noi vorbim aici și de persoanele vârstnice, și de persoanele din grupurile de risc, adică persoanele care au anumite probleme de sănătate. Noi vorbim aici și de lucrătorii medicali, și personalul din sistemul educațional și nu în ultimul rând vorbim și de angajații structurilor deci de forță, ordine publică, care la fel sunt în prima linie. Deci aceste 20%, apropo, grație la toate eforturile care se întreprind, avem o informație că la finele lunii ianuarie noi am putea beneficia de primul lot de vaccin care va veni, deci, împotriva la COVID-19. Dar, totodată, noi am inițiat un dialog aici și cu Banca Mondială, pentru că mai există posibilitatea, apropo, știți că și Banca Mondială și-a realizat rezervările prealabile la mai mulți producători, când abia se elaborau aceste vaccinuri, dar deja deci se făcea rezervarea corespunzătoare pentru o cantitate anumită de vaccinuri și pe această platformă mai examinăm posibilitatea și apropo specialiștii au zis că ar fi nevoie de încă plus, deci la cele 20%, încă 30%, adică 50% din populația Republicii Moldova, ca să fie asigurat cu acest vaccin. De ce? La momentul actual, că eu știu, la sigur că o să apară întrebarea, de ce 50? La momentul actual, toate studiile care au fost efectuate, deci noi avem 30% din populația Republicii Moldova, care ar accepta ca să fie vaccinată, de ce noi ne propunem ca să intensificăm măsurile de comunicare, de informare a populației și la prima etapă să fie iată, aceste 50%, dar clar că în eventualitate sperăm foarte mult că va fi și conștientizare și numărul va crește. Dumneavoastră credeți că la finele lui ianuarie vin toate vaccinurile pentru cele 20% din populație sau primele loturi din cele 20%? Primele loturi din cele 20%.
Da, cât ar însemna asta, nu știu. Nu pot să spun la etapa respectivă. Uh-huh. Astăzi, frații de pe Spruț spuneau că de pe 27 decembrie încep vaccinarea. Și aici, bineînțeles că o să le apară multora întrebări. De ce ei deja se vaccinează? Pentru că e platforma Uniunii Europene. Dar eu vreau să vă zic că pe lângă aceasta, și domnul prim-ministru a menționat, s-au făcut adresări către foarte multe state din spațiul UE, în special vorbesc în cazul dat de statele, de țările baltice, unde noi, iarăși, în cadrul unui parteneriat existent, am solicitat în cazul în care vor fi asigurați cu acest vaccin, deci ei au posibilitate ca să asigure suport și altor state și în cazul dat sperăm foarte mult că vom beneficia de acest suport. Fie că vorbim de țările baltice, fie că vorbim de România, adică mai există și alte posibilități pentru a fi asigurată populația cu vaccinul anticovid. Adică ai noștri au expediat solicitări scrisori, exact. Rugăminți frumoase pentru exact. Inclusiv... A, așa. Bun, ce facem cu, cum stăm cu locurile în spitale? Știu că în fiecare la început de săptămână vin știri. Oameni buni, aveți grijă, locuri nu sunt. Da, noi am avut perioadă critică și noi nu ne-am ascuns. Noi am avut perioadă când cu adevărat am pregătit și alte platforme, deci pentru a interna oamenii și aici pot să vă spun că avem Spitalul Municipal de Ftiziopneumologie și mulțumesc foarte mult aici primăriei pentru suportul care a fost oferit. Noi am activat, deci avem în cadrul acestui spital 130 de locuri, dar la necesitate mai putem activa încă 130 de locuri. Noi avem pregătit, apropo să știți, 80 de locuri în cadrul Spitalului de Psihiatrie și noi avem 200 de locuri inițial, dar mai este posibilitate de extindere în cadrul centrului COVID. Noi vorbim chiar de interneri. La necesitate, acestea sunt rezervele, într-adevăr, care noi le-am pregătit în cazul în care se agrava situația, pentru că oamenii să aibă acces la asistența medicală spitalicească. Dar la momentul actual situația s-a liniștit, vedeți din punct de vedere epidemiologic, apropo, numărul de cazuri a scăzut, chiar astăzi stau cu cifrele, este vorba de 1222 de cazuri, comparativ când vă aduceți aminte, era vorba de 1500, 1600, 1700, iată atunci, cu adevărat, era destul de așa, critică situația la nivel de activarea locurilor și mai mult ne făceam griji ceea ce ține de secțiile de terapie intensivă. Deci noi am intensificat măsurile pentru a asigura dotarea terapiilor intensive cu dispozitive medicale, că nu e suficient să ai paturi. Dacă e să vorbesc la ziua de azi, avem circa 3400 de persoane care sunt spitalizate. Deci comparativ, de exemplu, cu două săptămâni în urmă, când am avut 3800, noi a scăzut numărul de persoane care sunt spitalizate pe parcursul la 24 de ore, deci noi am avut iarăși câte 300 de persoane în 24 de ore care erau internate, astăzi noi avem circa 200 de persoane care sunt internate, a scăzut și numărul de cazuri de tratament la domiciliu. Dar aceasta nici pe departe nu înseamnă că noi trebuie să ne degajăm. Dacă îmi permiteți, eu vreau să vin doar numai cu un moment. Noi avem astăzi 11 cazuri de import, pentru că m-ați întrebat de noua tulpină, dintre care deci noi avem 3 cazuri din Marea Britanie. Ba. Noi avem 2 cazuri din Irlanda, deci Belgia, Germania, Italia, Federația Rusă și Ucraina. Noi am întreprins măsuri, ați văzut pe platforma Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pentru a interzice zborurile, inclusiv cu escală, deci atunci când vorbim, când persoanele vin din Marea Britanie. Dar sigur că terestru am intensificat măsurile de control, dar nu poți interzice, este vorba despre un proces de intrare, deci liberă circulație și în condițiile date eu iarăși fac un apel la responsabilitatea fiecăruia. Pentru că noi, cu adevărat, acum suntem în preajma sărbătorilor de iarnă. Noi avem această cultură noastră de a ne întâlni în familii, iar cel mai riscant în cazul respectiv îl reprezintă aglomerările, pentru că atât de bine s-a liniștit acum situația, pe atât de critic și de riscant este ca situația să se agraveze în luna ianuarie. Păi la ce vă așteptați în ianuarie după sărbători? Bine, dacă sincer, ca vorbind cu specialiștii, văzând numărul de cetățeni care intră pe teritoriul Republicii Moldova, cu adevărat, știind tradițiile care sunt respectate de către moldoveni, noi ne așteptăm că la 2 săptămâni după sărbătorile de iarnă, numărul de cazuri ar putea să crească. De aceea și vin cu acest mesaj să fim responsabili, pentru că noi vorbim de locuri din spitale. Dar problema nu e doar în locuri, problema nu e doar în dispozitive medicale. Problema constă în resursele umane, pentru că cu adevărat, vreau să vă zic, sunt spitale raionale unde există un medic, deci în terapie intensivă și atunci când el este la limită sau este infectat și el, atunci apare întrebarea,
cum va funcționa această terapie intensivă? Trebuie să ne întrebăm în cazul dat, pentru că boala cu adevărat, ea te curge foarte imprevizibil. Atât la tineri, apropo, pentru că noi vorbim de tineri care acum la fel sunt afectați, cât și la persoanele vârstnice. Oponenții dumneavoastră, ca să nu-i numesc dușmani, deseori văd postări pe Facebook în adresa medicilor, că rupeți tăcerea, scandați jos, vorbiți. Noi avem demisii în masă în cadrul sistemului spitalicesc al țării noastre din cauza acestui COVID. Sau nu avem? Pentru că eu știu că dacă, de exemplu, îi spune pistolul la cap medicului și nu îți dă voie să vorbească, el cel puțin își dă demisii. Ce avem noi la capitolul medic? Pleacă din sistem sau nu o să pleacă din sistem? La începutul pandemiei, noi am avut, dacă vă aduceți aminte, cazul din Orhei, acolo am avut cazul din Cahul, dar nu am avut plecări în masă. Și eu vreau să menționez că cu adevărat se spune fundamentat, casta medicală este deosebită. Este deosebită pentru că niște salarii derizore care cu adevărat s-au achitat, în niște condiții, adeseori vreau să vă spun, inumane, pentru că elementar unii nu au unde își spăla mâinile, ne mai vorbim de alte aspecte. Ei cu adevărat au fost pe prima linie, continuă să fie pe prima linie și realizează actul medical și acordă asistența medicală corespunzătoare. Da, ar putea să rupă lanțul tăcerii, dat fiind faptul că există aspectul de epuizare. De ce eu și spun, noi putem să deschidem spitale, putem să improvizăm spitale, spitale mobile, tot ce vrei, dar rămâne problema în personalul medical. Și anume aici vorbesc de cei care sunt din cadrul sistemului public, pentru că atunci când am făcut apel către instituțiile private, cu regret vreau să vă zic că ei au refuzat ca să fie implicați în COVID. Dar este adevărat, iată, dumneavoastră lăudați premierul Chicu, dar este adevărat că în bugetul pentru anul viitor nu s-au acordat bani pentru ministerul dumneavoastră mai mult decât în 2020? Bine, nu poate fi mai puțin, pentru că noi vorbim în cazul respectiv oricum deci de anumite cheltuieli ce ține și de dotări și achitarea salariului și așa mai departe, dar este cert că noi nu trebuie să privim pentru minister. Ministerul este aparatul central, este vorba despre instituțiile de subord. Dacă vorbim de sistemul de sănătate în cazul respectiv, păi haideți să luăm pe ansamblu cât a fost acordat, peste 1 miliard, doar numai pentru majorările de salarii care au fost acordat din bugetul de stat, apropo. Și vreau să vă mai spun altceva. Este pentru prima dată, de fapt, în istoria Republicii Moldova, adică când există sistemul de asigurări medicale, când din contribuțiile de asigurări medicale, deci din 11 miliarde care constituie bugetul fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală, sunt din primele de asigurări medicale, în rest noi vorbim de fapt de acele transferuri care vor veni de la bugetul de stat. Și aici vorbim și de majorări de salarii, aici vorbim și de realizarea programelor naționale care țin și pentru persoanele cu diabet și pentru persoanele cu boli oncologice și așa mai departe. Deci haideți să privim per ansamblu. Și apropo, atunci când noi am venit cu demnitate ca să apărăm bugetul, cu regret n-am avut această posibilitate. De ce și populația cu adevărat nu cunoaște aceste cifre atât de bine, dar mulți dintre deputați au recunoscut. Și apropo, la acest buget nu a avut nimeni absolut nicio obiecție. Lecția de bază a acestui COVID. Ce avem noi nevoie dacă se va ameliora situația până în vară, toamnă? De ce are nevoie sistemul medical din Moldova? Noi avem nevoie, în primul rând, să ridicăm imaginea personalului medical, nu doar prin cuvintele pe care și laurii care încercăm acum ca să îi atribuim, deci grație acestei deci, jertfiri care o fac într-adevăr și cu sănătatea și cu implicarea directă, deci în lupta cu COVID. Este nevoie în cazul dat, în primul rând, să motivăm personalul medical. În al doilea rând, este nevoie ca să asigurăm condiții adecvate de muncă. Și nu în ultimul rând, eu vreau să așa, să rămân pe această poziție, să nu uităm că, de fapt, sistemul medical nu trebuie privit doar numai prin prisma angajaților sistemului medical, dar care sunt și așteptările, în cazul dat, a cetățenilor. Este vorba și de îmbunătățirea accesului sistemului medical a cetățenilor și îmbunătățirea actului medical. Cu regret, adeseori, noi avem această prăpastie între pacient și între lucrătorii medicali. Iată acum eu cu adevărat văd această apropiere între pacient și între lucrătorii medicali. Și prea mult noi am criticat, am blamat acest sistem. Dar sistemul cu adevărat se bazează pe niște oameni cu litere mare.
Haideți spre final să vorbim despre ceea ce pare foarte frumos, dar oricum unora nu le-a plăcut și eu vreau să înțeleg de ce nu a plăcut. Deci, s-au majorat indemnizații la nașterea copiilor, da? Da, 1160 de lei. Cu 1160 de lei, da. Suportul ăsta unic de 1000 de lei pentru pensionarii care... Da, va fi acordat, deci mărime de 1000 de lei, va fi acordat începând cu luna aprilie, adică cu prilejul sărbătorilor de Paște, și va fi acordat pentru cei pensionari sau persoane cu dizabilități, a căror venituri sunt mai mici de 4000 de lei. Plafonul a fost ridicat la 4000 de lei. Așa. Indexarea pensiilor, ce scrie în buget pentru anul viitor? Deci indexarea pensiilor, de fapt în luna aprilie, noi, conform prognozelor, și nu poate aici nici domnul Usată și nu poate nici Dumbrăveanu să manipuleze cumva, pentru că astea sunt indicatori macroeconomici. Nu avem inflație, dar avem deflație, deci, dar astea sunt indicatorii prognozați. Vedem care vor fi acei indicatori care vor fi precizați deja. De aceea este foarte bine că se va veni cu acest suport financiar dacă vom avea deflația respectivă. În luna octombrie, de fapt, conform indicatorilor care sunt prognozați, indexarea va fi de 3,2%. Dar iarăși, vedem deja care vor fi acei indicatori care exact vor fi precizați. S-au majorat alocațiile pentru veterani? Da, apropo, eu vreau să vă zic, în timpul guvernului Chicu și aici, în virtutea la toate declarațiile care au fost făcute, noi când am preluat mandatul, aceste alocații pentru participanții la acțiunile de luptă de pe Nistru, din Afganistan, constituiau 100 de lei pe lună, era o problemă, într-adevăr, de mulți ani de zile, așa, care tot sperindat la un guvern la altul. Noi am reușit în două etape să majorăm aceste alocații, astfel încât ele actualmente constituie de la 1 ianuarie, adică vor constitui 500 de lei. Acum sunt 300 și noi le majorăm și vor fi 500 de lei. În plus, la veterani le-am acordat pentru cei care nu au niciun statut, deci nu sunt angajați, nu au statut de persoană cu dizabilitate, noi le-am acordat acel drept la asigurare medicală gratuită, care statutul dat este garantat de către stat prin achitarea celor prime și în condițiile date vor avea acces la servicii medicale în mod gratuit. De ce n-ați majorat asigurarea medicală, prețul? În condițiile pandemice, eu vreau să vă zic foarte sincer și asta am zis-o și în cadrul comisiilor parlamentare. Noi am avut câteva scenarii. Noi am avut scenarii să vedem ce facem cu această primă de asigurare medicală, dacă o majorăm. Noi am avut scenarii ce facem cu acele reduceri care le asigurăm. Pentru că, apropo, este comod pentru unii, deci la început de an, își cumpără, haideți, tradiționale, spunem cum sunt deprinși cetățenii, polița de asigurare medicală și el o cumpără cu o reducere de 50% și, de fapt, el costă 2000 de lei. Ne dăm bine seama că noi vrem să dezvoltăm sistemul de sănătate, noi vrem salarii în sistemul de sănătate, iar pe de altă parte, deci avem aceste facilități care mai există de ani de zile și care cu adevărat nimeni nu a încercat ca să intervină pe această filieră. Dar este un an greu. Este un an greu și pentru cetățeni, și pentru cei care și-au pierdut un loc de muncă. Și noi am considerat că nu este cel mai potrivit an ca să intervii anume în revizuirea primei de asigurare medicală. Am uitat să precizez. Pentru majorarea indemnizațiilor și așa mai departe, salarii la medici, indexarea pensiilor, bani în buget sunt prevăzuți? Exact. Pentru... Deci noi vorbim de măsuri unde sursele financiare sunt bugetate. Ok. Dar niște frumoși deputați de-ai noștri, scumpi nou tuturor, au mers la Curtea Constituțională și au atacat anumite prevederi din legea bugetului. Chestii din lista asta au atacat? Eu vreau să vă spun că nu au atacat chestii din lista dată, dar noi trebuie să privim corect acum. Deci bugetul de stat, apropo, eu nu în zadar am făcut referință la majorarea salariilor, unde vin transferurile de la bugetul de stat. Acele 1000 de lei, apropo, majorarea indemnizației la naștere copilului, ele oricum sunt legate întru totul de bugetul de stat. Deci aceste patru acte normative de bază, politica bugetară fiscală, bugetul de stat, fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală sau deci bugetul de asigurări sociale, ele sunt legate între ele pentru că noi avem deci acele transferuri care vin la bugetul de stat. Și în momentul în care măcar o piesă din acest puzzle cumva cade, se prăbușește, vreau să vă spun, tot procesul bugetar. Oh, adică totul e în mâinile acum a Curții Constituționale. Da. Clar. Doamna ministru, înainte de a vă mulțumi tare frumos pentru faptul că ați fost la noi emisiune, pentru că avem mâine Crăciun, vin sărbătorile de iarnă, dacă aveți cumva vreun mesaj pentru cetățeni, cum doriți, dacă nu, încheiem fără mesaj.
Sigur că eu vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru această invitație. Într-adevăr, ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă. Eu vreau să urez tuturor cetățenilor Republicii Moldova sărbători frumoase, dar ceea ce este important, sărbători în siguranță. De aceea vă rog foarte mult să respectați acele recomandări care vin din partea personalului medical. Eu vreau foarte mult să vă urez sănătate, pentru că este mai scumpă cu adevărat decât toate. Un an prosper, cu bunăstare. Și vreau, profitând de această ocazie, să aduc sincere mulțumiri tuturor pentru anul 2020 și, în mod special, colegilor din minister, colegilor din sistemul de sănătate, pentru că, grație profesionalismului și dedicației dumnealor, noi am reușit foarte multe. Și, indiferent de toate criticile existente, cel mai mare judecător, de fapt, pe pământ, este cetățeanul. Și eu sper că timpul le va judeca pe toate. Doamne ministru, vă mulțumesc tare frumos că ați fost anul emisiunii. Eu vreau să vă spun că a fost o plăcere și o onoare să mă întâlnesc ori de câte ori am întâlnit aici în studio. Eu vă mulțumesc pentru activitatea care ați avut-o, vă doresc mult succes în ceea ce urmează să faceți, sărbători frumoase și dumneavoastră, la mulți ani încă o dată cu ocazia zilei de naștere și probabil ne vedem deja la anul tot aici în studio, în funcție deja de ce meserie veți avea și pe unde veți activa. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să aveți un Crăciun fericit și noi ne mai revedem săptămâna viitoare încă o dată în acest an, iar până atunci să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.